Vom lansa o nouă rută și e vorba de ruta Constanța-Cogălnicianu, adică un transport al pasagerilor la și de la aeroport. E vorba de un protocol cu compania domnului Cristian Bărhălescu, direct aeroport. Deci vom avea o nouă facilitate. Pasagerii vor pleca de la gară cu 3 ore înainte de decolarea avionului, deci vor fi în timp la check-in cu 2 ore și vor fi așteptați la aterizare de unde vor merge spre Constanța. Noi vindem Constanța ca și destinație, toate agențiile de turism din Constanța, și turiștii când vin vor găsi atât avionul cât și transferul la și de la aeroport și apoi, bineînțeles, cazarea și celelalte servicii de agrement. Și astfel Constanța devine mai atractivă pentru cei care doresc să călătorească și să vină aici într-o destinație turistică. Urmează ca prin dumneavoastră și cu eforturile unite ale celor prezenți aici să facem din Constanța o destinație turistică, astfel încât să vedem că aceste companii aeriene care s-au decis să facă un hub, să facă o bază și să țină aici o aeronavă, să rămână și peste iarnă și să ne aducă turiști, turiști pe care ni-i dorim, pentru că până la urmă sunt consumatori de produse, de servicii în destinația Constanța, în destinația Dobrogea. Blue Air-ul ne-a solicitat și companiile de turism să le efectuăm transferuri și către Varna și către Delta Dunării, de aceea încercăm să facem din aeroportul Cogălnicianu un punct, un hub, care să genereze satisfacție pentru turiștii care vor să viziteze Dobrogea. Pot să intre în primul rând pe internet, direct online, își fac rezervarea sau intră și plătesc cu credit cardul, este o procedură foarte simplă, sau sună în agenție, iar acolo li se face rezervarea și pot să achite la îmbarcare. Vom avea în aeroport un desk, un birou unde va fi casă de marcat, bineînțeles, și va elibera voucherul de călătorie pentru pasagerii care doresc să vină în Constanța, pentru că trebuie să acoperim și dinspre Constanța, dar și din aeroport aceste solicitări. Prețul biletelor va fi diferit în funcție de destinație. Dacă pentru Constanța va fi la undeva la 30 de lei, apoi va diferi în funcție de destinație, bineînțeles, Varna și Tulcea vor fi puțin mai scumpe.